Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în Photoshop. În acest tutorial ne vom crea acest efect de poze care stau la alternat. Vă puteți crea acest efect pentru a vă prezenta să fie un album de poze pe diferitele voastre activități de pe diferite site-uri de socializare și nu numai. Dacă la sfârșit veți vrea, putem să creăm și acest efect ca și când s-ar afla în acea cameră obscură și stau la alternat să se usuce, dacă nu rămân doar în această fază. Doar cârligul este luat de pe internet ca PNG, cârligul de rufe, restul, toate aceste efecte de ramă pentru poze și sfoara și tot ce se mai vede este creat în Photoshop. Așadar, vom merge pe File, New și ne vom crea un nou document, iar aici fiecare este liber să-și facă ce dimensiune vrea. Veți folosi tutorialul meu ca idee de pornire. De asemenea, vă puteți face chiar mai multe fotografii sau mai puține, fiecare după gustul său. Eu folosesc 1920x1080 72 dpi și pentru că ne folosim de mediu online, mod de culoare RGB. Și vom da OK. Vom da un dublu click pe acest lacăt și îl vom denumi fundal să știm ce avem în interiorul său și vom da OK, iar eu aici am două culori pentru a crea fundalul din spate și vi le voi spune pentru avem culoarea de background 121317 și culoarea de foreground este 2 Cristi 2 Dan 37. Selectez aerul fundal selectat, culoarea de foreground, apăs Control și Backspace pentru a umple cu acea culoare mai închisă, iar apoi îmi voi lua un alt de brush, mă asigur să am un brush soft, adică hardness-ul e să fie 0. Am această culoare selectată și voi da un click, poate un pic așa în partea de sus și ne-am creat acest fundal. Voi crea un layer nou pe care îl voi denumi sfoară. Îmi voi pune aici de data aceasta alte culori. Voi alege să pun și vă voi dicta și vouă culorile. Am ales mai întâi culoarea de dedesubt, adică de background și voi scrie 6 florin 4 3 0 3. Este un maro mai închis și voi da OK. Am spus cu nume de persoane pentru a nu se crea confuzii când spun o anumită literă. Și acum am înlocuiesc și pe cele de deasupra, am dat un click și voi scrie acolo Cristi Andrei 955 Bogdan și vom da OK. Este un maro mai deschis, iar acum ne vom lua unealta de pen. Da? Suntem pe layer-ul sfoară și voi da un click așa un pic în exterior. Mă voi duce și nu dau drumul la mouse, trag așa ușor. Mă duc undeva aici, dau click, nu dau drumul la mouse, trag așa ușor în partea din dreapta și undeva aici cam așa. Îmi iau unealta de brush. Mă asigur că am un brush de data aceasta hard și scad undeva foarte mult, nu harness-ul, pardon, size-ul, să vedem, trebuie să ajung undeva cam la, hai să pun direct 20 de pixeli, iar apoi mă întorc înapoi pe unealta mea de pen, dau click dreapta pe pad-ul pe care ne-am creat și voi da aici stroke pad, să nu am, să am brush la unealta care va trece pe deasupra acestui pad făcut de noi cu pentulul, dar să nu avem selectat Simulate Pressure și vom da OK. Dacă ni se pare că sfoara este prea groasă, ceea ce așa mi se pare și mie în cazul de față, voi apăsa Ctrl și Z o singură dată, ne dă cu un pas înapoi, îmi iau unealta brush și mă duc undeva aici și în loc de 20 de pixeli voi pune, să spunem, 18 și voi da Enter.
îmi iau înapoi unealta mea de pentul și la fel stroc pet și voi da OK. Ea ne-a trecut cu brașul pe deasupra și ne-a pus această culoare pe care o avem noi ca și culoare de forgă. După ce am făcut acest lucru, voi da click dreapta și voi da delete pet, pentru că nu mai vrem să avem acest pet creat. Culoarul sfoară selectat. Mă voi duce pe filtru, render, și aici am aleg, la render îmi aleg fibers. Noi nu vedem un pic, trebuie să umblăm aici ca să vedem ce s-a întâmplat. Și observăm că ne-a creat aceste fibre și în funcție de variația și puterea lor, putem să ne jucăm cu acesta și să ne oprim unde ne convine. Asta se întâmplă și în funcție de dimensiunile pe care le-ați ales la început la document și așa mai departe. Vom da OK. Eu în cazul de față am 24 cu 34. Vom da OK. Ne-a creat aceste fibre. Ce am observat când am început să mă joc cu să creez acest tutorial și m-am jucat cu tot felul de registrare, dacă vom apăsa Ctrl și J, am duplicat acest layer de deasupra și îl vom pune în modul Dissolve. Observăm că ne-a creat acum, s-a întâmplat un efect și anume ne creează acele ațe care se văd pe o sfoară. Dacă voi face iarăși, voi duplica acest layer, Ctrl și J, l-am duplicat, dacă ne-a să-l punem în modul Dissolve. Dacă ne apropiem un pic, observăm că ne-a creat, aici sunt, ies în sus și în jos, în sfoară, și ne creează acest efect de mai realistic, ne apropiem de sfoară. După ce am făcut și acest pas, mai duplic o dată layer-ul sfoară de dedesubt și îl trag sub cel original și voi da un dublu click pe numele lui și voi scrie umbră sfoară. Cu el selectat, resetez aceste culori și am culoarea neagră ca și culoare de foreground. Țin control apăsat. Ca să vedem ce se întâmplă, putem să tragem un pic de sfoară mai în jos să o vedem aici. Țin control apăsat, dau click pe icoana lui, să activez această selecție și apăs Alt și Backspace, iar apoi Ctrl și D. De ce am făcut acest lucru? Deoarece am vrut să umplu cu negru să creăm o umbră sforii noastre. O voi duce în spate aici, iar apoi mă duc pe filtru, blur, Gaussian blur, iar la Gaussian blur mărim așa 9,8 pixel, văd că este de ajuns și voi da OK. Și ne-am creat o umbră a acestei sfori. Vom selecta toate layerele cu sfoară, în afară de fundal, dau click pe cele deasupra, țin Shift apăsat și voi da pe cele de sub și apăs Ctrl și G și voi scrie sfoară pentru a ști ce avem în interiorul acelui grup. Mă voi duce și voi lua această imagine cu cârlig PNG, îl aduc în imaginea, în lucrarea mea, apăs Ctrl și T deoarece vreau să fie așa, să stea în poziția aceasta. Și, deci m-am dus la un, am apăsat Ctrl și T de la Transform și m-am dus pe colț și când apar aceste două săgeți putem să rotim. Și nu apăs încă Enter, țin Shift apăsat să-l micșorez uniform, cam așa, și voi da Enter. Îl așez în mijloc și eu vă voi arăta acum, nu le vom crea pe toate, că este simplu. Vom crea unul singur, iar apoi vom duplica celelalte. Îl așez undeva aici și voi da și un dublu click pentru a-l denumi Cârlig. Îl selectez și mă voi duce, nu-i voi crea acum un layer de ajustare, mă voi duce direct pe Image, Adjustment și voi alege Curves. Iar la Curves voi da așa
astfel încât să îl aduc la o culoare cu sfoara aceasta, să se potrivească un pic în fundal, iar apoi mă voi duce iarăși pe Image Adjustment și voi da Color Balance. Iar la Color Balance voi umbla pe fiecare din de sus de aici, mă voi duce undeva la, pentru că le am deja de știu, undeva la plus 24. Aici la magenta mă voi duce undeva la minus 24. Iar la celălalt, la yellow, la minus 41, cam așa. Iar acum cârligul nostru se apropie mai mult de culorile din sfoară, astfel încât să nu se vadă așa mare diferență. Ne-am jucat cu niște ajustări pe acest cârlig și nu m-am jucat în partea din dreapta, nu le-am creat acolo laiere de ajustare. Am lucrat direct pe, nu ne-am mai îngrămădit cu multe laiere în partea din dreapta. Pentru pasul următor va trebui să ne creăm acest efect, aceste rame, ca și când ar fi fotografiile Polaroid sau celelalte fotografii mai vechi care aveau niște rame, niște margini albe. Pentru lucrul acesta ne vom folosi acum de nealta Elliptic Market Tool. Voi alege să am culoarea albă, ca și culoare de fundal, și voi crea cu această înaltă ținând și shift apăsat, cam așa, un pătrat. După ce am făcut acest lucru, mă voi duce pe grupul sfoară să creez un layer nou care va fi sub layerul cârlig, la ce cârligul va trebui să fie întotdeauna deasupra. Voi da un dublu click și voi scrie și eu aici fundal foto, adică fundalul fotografiei, și voi da Enter. Am culoarea albă ca și culoare de foreground, am fundal foto layer selectat și apăs Alt și Backspace pentru a umple cu acea culoare albă, iar apoi apăs Ctrl și D pentru a renunța la selecție. Îmi voi alege în loc de negru un gri, așa un pic mai deschis, cam așa, și voi da OK cu layerul fundal foto selectat. Pot să țin și Ctrl apăsat, să dau click pe această icoană lui, să încarc selecția acestui layer. Mă voi duce să iau unealta de selecție. Și la filtru mă duc iarăși pe Render. Și mi-aleg Fibers. Și voi da OK. Dar griul meu, apăs Ctrl și Z, griul meu este prea întunecat, îl vreau mult mai deschis. Ca așa. Și voi da OK, iar apoi încă am selecția activă, layerul este selectat, dacă apăs Ctrl și F, îmi aplică automat acest efect, ultimul filtru pe care l-am aplicat. Dacă apăsăm Ctrl și F, este prescurtarea de la filtru și va aplica întotdeauna ultimul filtru pe care l-ați aplicat lucrării voastre. Iar apoi apăsăm Ctrl și D să renunțăm la această selecție. Și avem așa un efect de, să spunem așa, hârtie creponată. Voi crea un layer nou și voi vrea ca acest layer să fie în interiorul imaginii mele și îi voi alege să văd după aia ce lucrez mai bine, voi alege să am o culoare de bleu. Cam așa un bleu din acesta. Și voi denumi înăuntru foto mă întorc pe fundal foto, adică pe acest pătrat alb, țin Ctrl apăsat și activez selecția lui. Mă voi duce sus pe Select, Modify și selectez Contract. Și îmi voi alege să-l micșorez cu 20 de pixeli și voi da OK și observăm ce s-a întâmplat, că s-a strâns cu 20 de pixeli în interior și mă duc pe layerul meu creat nou foto, am culoarea albastră ca și culoare de foreground, da?
sunt pe layerul foto și apăs Alt și pe Express, iar apoi Ctrl și T și am umplut cu această culoare. Mă duc pe fundalul meu foto, adică layerul alb, dau click dreapta și mi-aleg Blending Options, mi-aleg un Drop Shadow și de aici mi-aleg o distanță, abia se vede din cauza fundalului, dar se observă, mi-aleg o distanță de vreo 22 și un spread, un size de vreo 46, de bifez Use Global Light și voi lăsa așa. Mă voi duce sus pe fundal foto, dau click dreapta, Blending Options și îmi aleg să am un stroke negru, începem pe stroke, de vreo 3 pixeli și reducem opacitatea acestuia, cam așa, aleg să fie în interior și mă duc să-mi aleg și un Inner Shadow, iar la Inner Shadow mi-aleg să fie o opacitate undeva de 60%. Și să fie o distanță de 12 pixeli. Cam așa, voi da OK. Mă întorc înapoi pe fundal foto acum, dau Blending Options, unde ne-am creat acel drop shadow și mi-aleg să am un Bevel and Emboss. Și observăm că pe margine, în partea de jos și dreapta, ne-a creat acest Bevel and Emboss, dar în loc de Highlight Mode, culoarea albă, îmi aleg să fie o culoare de gri închis și voi da OK și voi reduce opacitatea și la Highlight Mode și la Shadow Mode. În funcție mă uit aici, vreau doar să pară foarte puțin că este, eu știu, creăm acest bevel in emboss, că este în spațiu tot ceea ce se întâmplă și de aceea atârnă de oață și trebuie să se desfoară și trebuie să fie un pic de lumini și umbre. Și voi da OK. Acum fotografia, adică fundalul meu albastru și cu cel alb, deselectez pe amândouă și îl trag undeva aici la cârlig. Cârligul vreau să-l cobor un pic mai mult, ca așa. Și va trebui să ne creăm niște efecte. Dar înainte de toate ne vom aduce și o fotografie ca să vedem mai bine ce facem noi aici. Iau această fotografie și o trag peste lucrarea noastră, o aduc aici, îi dau drumul, este deasupra fundalului meu albastru, țin alt apăsat și o aplic Clipping Mask. Iar acum, dacă mișc de ea, se mișcă în interiorul fotografiei și observăm că efectele pe care le-am aplicat la acel fundal albastru se văd pe fotografia noastră de aici aplicată Clipping Mask, acest ușor stroke și această umbră. Iar acum va trebui să creăm niște efecte pentru acest cârlig. Voi selecta fotografia noastră adusă și aplicată Clipping Mask și mă țin Shift Selecta și mă duc la fundal foto și apăs Ctrl și G pentru a grupa și această imagine, astfel încât să știu ce am acolo în grup și să n-am așa foarte multe layere deschise și voi da un double click și voi spune foto ca să știu ce am acolo. Mă întorc pe layerul meu cârlig și dacă mă întorc înapoi vom observa ca să creăm acest efect mult mai apropiat de realitate, trebuie să avem niște umbre aici, ca și când cârligul nostru prinde această fotografie. Și voi lua unealta Rectangle Tool, mă voi duce pe grupul foto, astfel încât dacă voi crea un layer nou, să-l creeze între layerul foto și cârlig. Și voi apăsa, voi da un dublu click și voi scrie umbră cârlig. Și cu el selectat, îmi voi lua această unealtă și de pe undeva de pe aici voi crea așa un dreptunghi
pe care îl voi umple, voi resta culorile cu acest negru. Îl voi umple, voi resta cu negru, adică am selectat un grătălic cu neagră ca și culoare de fundal, de foreground, și apăs Alt și Backspace și am umplut cu negru. După ce am făcut acest lucru, voi apăsa Ctrl și D pentru a renunța la selecție. Mi-au unealta de mișcare și mă duc pe filtru, blur, motion blur de data aceasta, să fie la 90 de grade motion blur-ul pus, astfel încât să creăm acest blur și voi mări cam așa, în funcție de fiecare. Am aici 111, voi da OK și voi lua, voi duce și pe opacitate și voi reduce un pic opacitatea acestui layer. Și așez undeva în partea aceasta. Iar apoi voi vrea să creez o umbră care să fie mai accentuată în partea din dreapta, dar să nu se mai vadă aici. Pot să fac asta, duplic acest layer umbră cârlig, pus Ctrl și J, îl ridic un pic în partea de sus, apăs Ctrl și T, dau click dreapta și voi da un pic de warp, deoarece vreau să iasă un pic în exterior în partea aceasta de aici, dar aici sus să nu se vadă. Și atunci voi face cam așa, voi trage în interior de aceste cârlig. Și apăs Enter și acum am creat acest, de la distanță, acum că privim, ne creează senzația că acest cârlig stă strâns și avem și un pic de umbră în partea de jos de la cârlig. Mă voi duce un pic și pe grupul meu sfoară aici și pe sfoară de sus copii, doar că e dreapta Blending Option și pot să-mi aleg și aici un Bevel and Emboss. Și la fel, voi micșora cam așa opacitatea la Highlight Mode și la Shadow Mode, astfel încât să ne creeze această senzație de sfoara care se află în spațiu, de un corp care trece prin și noi privim din față. După ce am făcut toate acest lucru, am cârligul selectat. Voi vrea să creez o umbră și cârligului și atunci dau click dreapta Blending Options și mă duc pe Gradient Overlay și mi-aleg aici la Gradient Overlay să fie de la negru la alb sau de la negru la nimic, la transparent. Voi da OK și îi voi reduce din opacitate. Debifez Use Global Light și îl voi pune astfel în cum mi se pare mie că vine mai bine cu lumina de aici care avem noi. Umplu și un pic la scală, foarte mult, cam așa. Cam 135 este unghiul meu. După ce am făcut toate aceste mișcări, voi selecta grupul foto, voi ține Shift apăsat și mă voi duce sus pe grupul, pe layer-ul meu cârlig și am selectat grupul cât și cârligul și voi apăsa Ctrl și G pentru a uni grupul cu celelalte fotografii, cu celelalte layere care formau umbră la cârlig și voi da un dublu click și voi spune foto 1. Am prima fotografie și o pot duce în partea aceasta, undeva așa, o așez cam pe aici, apăs Ctrl și J, am duplicat tot grupul acesta, mă duc undeva în partea de aici, cam așa, și voi spune foto
2. Voi da File Open și să-mi deschid o fotografie ca să vedem ce se întâmplă. Ne întoarcem înapoi pe lucrarea noastră. Sunt la foto 2. Intru în interior unde am această fotografie de aici, dau un click pe ea, mă întorc înapoi, iau această poză, prin tehnica trage și dă drumul, dau un click pe fotografie, mă duc sus în bară unde am lucrarea mea, vin aici și când văd acest semn la mouse cu plus, dau drumul și am venit această fotografie și o voi duce și o voi aplica. De cea de deasupra nu mai am nevoie, o ascund, o aplic Clipping Mask, dacă nu se aplică, țin Alt apăsat și dau click între cele două și observăm că s-a aplicat și ea. Și ca să nu fie la fel ca cealaltă, putem să închidem grupul, apăs Ctrl și T cu el selectat și îl rotesc ușor, cam așa. Și veți repeta pașii dacă vreți să mai adăugați și alte efecte. Voi apăsa Ctrl, Shift și E și am creat o ștampilă, adică toate layerele le-am unit sus. Observați ce am ștampila, pe celelalte pot să le ascund acum. A rămas această ștampilă și îmi voi crea un layer nou pe care îl voi denumi Vighi. Voi vrea să creez o vinietă. Cu el selectat, îmi iau unealta Elliptic Hit Marker Tool, am Feather Radius 100 de pixeli. Aici mai mult sau mai puțin, în funcție de dimensiunile pe care le-ați ales voi. Dacă aveți dimensiunea mai mișcă la mine, atunci va trebui să aveți un Feather Radius de 50 de pixeli. Am făcut un oval cu unealta încă activă, pot să mișc de această selecție, o pun undeva ochiometric în centru. Apăs Ctrl, Shift și E pentru a inversa selecția. Am culoarea neagră ca și culoarea de foreground, dar în layerul vinietă selectat și apăs Alt și Backspace, iar apoi Ctrl și T și am creat această vinietă. Și cum v-am mai zis, la sfârșit, dacă mi se pare prea întunecat, putem să mai reducem un pic din opacitate să se vadă un pic și capetele acestei sfori. Și cum v-am zis, dacă vreți să creați acel, cum avem aici, cel senzație de cameră obscură, ne vom duce pe, vom crea deasupra tuturor un layer de ajustare care va fi gradient și vom da un dublu click pe această bară și ne vom alege acest gradient de la orange la violet. Vom da OK, OK, iar apoi ne uităm. Acest gradient este pus în modul Multiply și punem și noi în modul Multiply. Și cu asta tutorialul meu s-a încheiat. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentariile voastre privind tutorial dacă v-a fost util sau dacă nu ați înțeles anumiți pași pe care am parcurs în acest tutorial. Vă rog să îmi scrieți pentru a vă răspunde și a vă ajuta să terminați ceea ce ați început să lucrați. Cei care sunteți noi și urmăriți pentru prima dată tutorialele mele, am să vă dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le-au adus pe canalul meu. Și nu uitați să apăsați butoanele like și share pentru a mă sprijini și încuraja în ceea ce fac. Vă urez succes în proiectele voastre, până data viitoare să ne auzim sănătoși. La revedere!